inițiativa președintelui țării Igor Dodon privind extinderea împuternicirilor șefului statului la capitolul dizolvarea Parlamentului a fost discutată de către deputați și reprezentanții Comisiei de la Veneția. Aceștia se află cu o nouă vizită la Chișinău și au avut întâlniri cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare. După întrevederele avute, democratul Sergiu Sârbu a declarat că PDM nu va susține propunerea lui Igor Dodon și că este importantă continuarea reformelor pentru beneficiul cetățenilor. În același timp, Sârbu a precizat că ceea ce poate rezulta în urma acestor întâlniri sunt niște recomandări, o expertiză tehnico-juridică. Ori Comisia de la Veneția este doar un for din experți constituționaliști. Deputații PSRM au altă părere și susțin că aceste atribuții suplimentare sunt imperios necesare președintelui țării și asta pentru a balansa sistemul politic din Republică. Opinia sa de pe urma întrevederii cu experții europeni și-a expus-o și liderul PL, Mihai Ghimpu. Acesta a menționat că liberalii nu vor susține inițiativa șefului statului. În același timp, liberalii nu se lasă. Ei au readus în vizorul public feblețea lor pentru tot ceea ce vizează Federația Rusă. De data aceasta, președintele liberal, într-o conferință de presă, s-a arătat deranjat de faptul că șeful statului Igor Dodon a participat pe 9 mai la parada militară de la Moscova, dedicată Zilei Victoriei. Totodată, Mihai Ghimpu a spus că nu-i place că șeful statului l-a felicitat după victoria din scrutin pe liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. În context, liderul PL a spus că inițiază colectarea de semnături pentru grupul de inițiativă de demitere a președintelui țării. La finalul conferinței, Mihai Ghimpu nu s-a putut abține să nu ia apărare nepotului său, primarului general Dorin Chirtoacă. El a spus că în Chișinău se construiesc drumuri, grădinițe și nepotul său ar fi denigrat pe nedrept. Amintim că în prezent este în plină desfășurare campania de colectare a semnăturilor pentru demiterea edilului, inițiativa fiind lansată de către PSRM. Autoritățile statului exercită presiuni asupra întreprinzătorilor, favorizând în același timp pe cei care își desfășoară activitatea ilegal. Informații în acest sens au fost primite de către premierul Pavel Filip. Acesta a menționat la ședința de miercuri a executivului că există abuzuri din partea instituțiilor statului asupra agenților economici și este importantă combaterea acestui fenomen pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Totodată, premierul a accentuat importanța intervenției prompte în lupta cu salariile în plic și economia tenebră. Vreau să mă clarific în această situație, să vedem de ce avem abuzuri față de cei care lucrează legal și nu atragem atenția la cei care activează ilegal. Voi fi foarte categoric, a mai menționat premierul. Programul Național de Combatere a Hepatitelor Virale B, C și D pentru anii 2017-2021 și Planul de Acțiuni privind implementarea acestuia au fost aprobate de către executiv. Ca obiectiv, acest document prevede reducerea morbidității prin hepatitele virale acute, cronice și ciroze, cel puțin până la indicii înregistrați în majoritatea țărilor europene, cu ameliorarea situației epidemiologice și a stării de sănătate a populației Republicii Moldova. Autoritățile își propun dezvoltarea serviciilor de diagnostic a hepatitelor virale B, C și D, implementarea măsurilor de profilaxie, realizarea cercetărilor științifice și informarea populației privind consecințele grave ale îmbolnăvirii prin această maladie. Costul estimativ al implementării programului este de 442,8 milioane lei. Taberele pentru copii se pregătesc de zor pentru a-și primi micii vizitatori. Până la 20 mai curent, toate lucrările de reparație și renovare urmează să fie finalizate, potrivit prevederilor unui document aprobat de guvern. Costurile orientative pentru o zi în taberele de odihnă finanțate din bugetul de stat variază între 129 și 196 de lei pe zi. Totodată, executivul oferă gratuit 25% din totalul biletelor repartizate în taberele de odihnă mai multor categorii de copii. Copii și adolescenți, cum ar fi copiilor orfani, din familii defavorizate, monoparentale, dar și familiilor cu 3 și mai mulți copii. Restul biletelor în taberele de vară vor fi comercializate cu o reducere de 80% din costul total al biletului.
Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind suspendarea drepturilor de vot în instituțiile comunitare în cazul Ungariei, asta ca urmare a acuzațiilor că regimul de la Budapesta încalcă legislația europeană. Parlamentul European a solicitat guvernului ungar să suspende modificările aduse legii învățământului superior și cere Comisiei Europene să monitorizeze cu strictețe utilizarea fondurilor Uniunii Europene de către guvernul de la Budapesta. Suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei în instituțiile comunitare va intra în vigoare dacă 4/5 dintre membrii Consiliului European vor vota în favoarea adoptării acesteia.